Bună, eu sunt Zenei, azi am revenit cu un nou vlogmas. Astăzi voi arăta cum voi împacheta eu câteva cadouașe pe care le voi dărui unei persoane dragi, unor persoane dragi de fapt. Vă voi arăta cum voi scrie niște scrisori pentru editor, scrisori de Crăciun, deoarece eu și anul trecut le-am trimis câte o felicitare de Crăciun în care să le spun, în care să le mulțumesc pentru toate cărțile primite în respectivul an și acum voi scrie și de data aceasta. Și mai am și niște scrisori pe care doresc să vi le arăt. V-am spus că eu sunt în comunitatea de Penpal, adică corespondesc cu câteva fete. O să încep cu primul dintre ele, vine de la o fată din Anglia. Arată cam ciudat plicul de orice l-am rupt, dar el este foarte simpatic. Avem aici scrisoarea către mine. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a spus ce-i place ei la Crăciun. M-a întrebat dacă aici în România ninge, ce-și dorește de Crăciun și alte lucruri de acest gen. Apoi avem aici niște washi samples, adică o washi tape pe care el l-a pus pe acest card, care eu să îl pot refolosi. Efectiv, acesta este genial și abia aștept să îl folosesc. Avem aici două rețete de Crăciun. Ea a zis că îi plac foarte mult. Cinnamon hot chocolate și chocolate dipped Oreos. Cam așa arată ambele, sunt foarte simpatice, poate să le și încerc. Și mai avem aici un mic pliculeț în care avem un arici tare, tare drăguț și niște sticăre de Crăciun. Păi avem o scrisoare de la o fată din România. O să vă arăt lucrușoarele și între timp o să vă spun și cum o cheam pe Instagram, deoarece m-a rugat să vă spun și vouă pentru a o contacta, deoarece dorește să corespondeze cu cât mai multe persoane. O cheamă Cirtoana, cam acesta este contul ei și îl voi lăsa în descriere. A spus că dorește să corespundeze cu cât mai multă lume, repet, și puteți să-i scrieți și voi dacă doriți o nouă prietenă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult ce mi-a trimis ea și mulțumesc tare mult. Ea mi-a pus niște pliculețe în ordine, dar acum nu o să vi le arăt așa. Avem scrisoarea super drăguță, i-a scris super frumos și mi-a plăcut tare mult ce mi-a scris aici și se pricepe și la decorat. Avem aici un plic cu o grămadă de sticăre, cu o foaie de întreagă de sticăre tăiată și pusă aici. Avem și niște washi samples puse pe un bețigaș, așa le-am pus și eu când le-am dat cuiva. Și aici avem washi tape pe care eu o să-l desfac și o să-l folosesc. Și a zis că și acesta din plic se poate folosi. Apoi aici avem ceaiul ei preferat. Este acesta cu pară și caramel de la Lidl. Miroase foarte bine și abia aștept să-l beau. Apoi aici avem niște recomandări de machiaje și de cărți. Și mulțumesc foarte mult. Una chiar m-a făcut curioasă și m-am gândit să-mi o achiziționez. Două semne de carte, unul colorat de ea și unul pe care trebuie să-l colorez eu. Asta a fost. Și primul pliculeț a avut înăuntru niște întrebări și arată cam așa. Eu abia aștept să îi răspund. Am observat că durează foarte mult chiar și să trimiți plicuri prin poșta română. Și deci eu am primit și niște colete, cred că o să dureze și mai mult. Însă îi mulțumesc foarte mult, în descriere veți găsi pagina ei de Instagram și vă rog eu să o contactați, deoarece este super simpatică și cu siguranță va vrea să corespondeze cu voi. Aceasta cred că este o metodă super, super drăguță de a cunoaște persoane noi și de a-ți face prieteni într-un mod interesant. Bun, acum o să fac un mică haul, pentru că mi-am luat câteva lucrușoare de la Pepco și mi-au ajuns două chestii de pe AliExpress. Cele de pe AliExpress sunt aceste două scrunchie-uri care au niște fundițe și sunt foarte frumoase. Acesta și acesta. Abia aștept să le port. Le-am portat astăzi pe mână când am venit de la poștă. Mi-am luat această căsuță.
Este tare, tare drăguță și este foarte căciunistică, aș putea spune. A fost destul de ieftină și este din Pepco. Apoi avem ultimul lucru, de fapt mai am încă un lucru, însă este pe bibliotecă. Este un set de luminițe cu, cu un fel de conor de brad. Am luat această tabliță foarte micuță pentru culidere și arată cam așa. Și acum eu o să vă arăt cum o să împachetez câteva cadouașe și cum o să scriu niște scrisorele. Și mulțumesc tare mult de vizionare și sper să vă uitați și la cel de mâine cu la fel de multă plăcere. Pupici, spor la citit! Căciun fericit!